Polițiștii de frontieră din cadrul IJPF Cara Severina au reușit printre anflagranta patru persoane care transportau aproximativ 700 de kilograme de fier vechi. Pe numele celor patru bărbați, polițiștii de frontieră au întocmit actele premergătoare începerii urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat. Polițiștii de frontieră din județul Cara Severin au reținut trei persoane care transportau peste frontiera verde cantitate de 900 de pachete de țigări fără timbru, ambalate în colete voluminoase. În consecință, una dintre persoane este cercetată penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și evaziune fiscală, iar celelalte două sunt cercetate penal pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la contrabandă și evaziune fiscală. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării.